Salut! Astăzi avem de făcut o bucșă de bronz pentru acest cilindru hidraulic. Mai înainte am depresat-o. Bucșa este destul de uzată și compromisă din toate punctele de vedere. Lipsește și o bucată din ea. Vreau să văd dacă alezajul în cilindru este ok, adică dacă putem presa o bucșă nouă sau trebuie să-l cuțităm. Și o să-l măsurăm cu micrometrul acesta în 3 puncte, în mai multe locuri. Faza e când faci cârpeli, că tot cârpeală o să fie. Nu putem face o muncă ca lumea, care implica foarte multă manoperă și clientul probabil nu o să fie de acord. Plus că trebuie și destul de urgent cilindrul înapoi. Deci 95 și 20 minute. O să iau măsurătorile și la buxa veche cu micrometru, să vedem ce cote avem la acela și după aia decidem ce și cum facem. Dar probabil o să facem doar o bucșă, o să o presăm înăuntru și după care o punem pe freză și o să o alezăm la cota de bolți. Nu o să mai alezez această gaură, adică sper să n-am nevoie. Gaura arată destul de urât. A fost făcută cărpială înainte și îi... Haideți să vă și arată. Bun, deci cam așa arată alezajul în capătul cilindrului sau în ochiul cilindrului, sau cum vreți să-i spuneți. După cum se vede, cândva el a fost uzat până pe aici. Deci a fost uzat foarte, foarte mult. Și l-au încărcat cu sudură pe porțiunea aceasta și l-au alezat. Probabil că e ok reparația asta, chiar dacă nu are contact 100%, nu m-aș face probleme de reparația aceea, ci probleme fac pentru strict cât de rotundă sau conică este gaura, încât să putem face noi bucșa, să putem să o presăm, în sensul să nu avem cotă mai mică, adică noi măsurăm cu micrometru, acum facem bucșa și ne trezim că cade bucșa prin ochi, că atunci am pus-o, sau să ne trezim că o presăm până la jumate și nu mai merge nici înainte, nici înapoi. De aceea sunt destul de pretențioase lucrările acestea. Avem noroc că bucșa este, adică peretele bucșei este destul de subțire. Alejajul este 95 și bolțul este 80, deci avem un 7 mm jumate grosomodo pe peretele bucșei, ceea ce ne-ar permite să-l presăm înăuntru. Bun, curăț pe aici și ne auzim după. Bun, deci am descoperit o problemă, în sensul că unde este porțiunea aceasta sudată, nu știu dacă reușiți să vedeți pe cameră, aici este, cum ar veni, o dungă, este practic îmbinarea sudurii cu inelul acesta din oțel forjat sau cum a fost făcut. Și tot timpul când se fac lucrări din astea, încărcări cu sudură, trebuie să încarci și toată porțiunea, pentru că linia asta a devenit mai tare decât restul materialului și este în exterior, cum ar veni, adică în interiorul alezajului. Și nu poți băga o bucșă cilindrică pentru că nu o să-ți intre, ca aici câteva zecimi cât îți aruncă cuțitul în afară. Tot timpul, și am mai discutat pe tema asta, când ai de încărcat un alezaj sau când ai de încărcat un ax, trebuie să-l încarci tot de-a roata. Adică ce trebuia să facă ei, cei care au făcut înainte acest cilindru,
să-l pună pe freză, să frezeze câțiva milimetri din material, în sensul în care tu să nu strunjești sau să nu alezezi materialul îmbinat între oțelul de bază sau ce avem noi aici, ochiul acesta în cazul acesta, și materialul depus prin sudură. Bun, ce au făcut ei ca să scape de această problemă? Aici, pe porțiunea aceasta, nu știu dacă reușiți să vedeți, are și altă culoare, și pe porțiunea aceasta au polizat efectiv cu flexul sau cu ceva de genul acesta, încât să fie mai mic ca să se poată presa înăuntru. Cota asta după mână simt că are cel puțin o zecime și ceva, două zecimi în exterior. Partea nasoală e că chiar dacă am pune-o noi pe freză, acum să o alezăm, șanse mari să avem din nou această bătaie în porțiunea aceasta, pentru că la fel lovim materialul îmbinat, adică materialul aliat între cele două aliaje, cel de bază, care în cazul nostru este ochiul, și sudura care ori depus-o ei aici. Bun. O să vin cu Biax și o să încerc să curăț cât mai mult porțiunea asta și loviturile de sus, și atunci o să luăm o decizie cum facem în continuare. Dar eu probabil o să presez o bucșă tot așa cum a fost presată, și asta este. E prea multă manoperă momentan ca să putem să alezăm pe ăsta la mai mare, să-l încărcăm tot cu sudură, să-l realezăm, și ca și costuri și ca și timp, și momentan nu am timp. Cilindrul ăsta trebuie să-l termin astăzi, să vină băieții după masă după el. Bun, din păcate nu am scăpat așa ușor cum credeam. Haideți să vedem cum ne arată bucșa. Deci aici avem 95,6. Aici avem aproape 96. Deci jumătate de milimetru gen mai mare. Aici avem 96 și o zecime. 96, o zecime jumate, o zecime. Și nu măsor pe porțiunile acelea care sunt polizate. 95, 27. Bun. Deci după bucșă nu ne putem lua. Bucșa e varză. O să trebuiască să realizăm cilindrul, măcar să știm că e cât de cât cilindric, și după aceea să facem o măsurătoare să vedem ce ne dă. Bun, așa e montat cilindrul pe masa frezei. Ca referință fac 90 de grade raportat la cota aceasta, că alezajul să fie la 90 de grade. Eu am acum minus 0,01 grade, ceea ce e ok pentru aplicația asta. L-am înălțat cu două cale de pe suprafața mesei, pentru că aici sudura pătrunde peste diametrul exterior și flanșa aceasta sau ce îi, tot așa e peste diametrul exterior al țevii. L-am prins jos și urmează să ne centrăm pe alezaj. Probabil o să mă centrez cu un comparator, pentru că nu am acum afișajul digital montat pe această freză, după cum am spus, este defect. Și dacă eram cu afișajul digital, palpam aici cu palpatorul ăla excentric. Aici și aici și împărțeam la jumate, aici și aici și împărțeam la jumate, și era suficient de precis. Dar așa o să facem cu comparatorul, și oricum o să luăm, să încercăm să facem alezajul cilindric în primul rând, să vedem cum reușim să trecem de porțiunea aceasta, unde e aruncat la cei dinainte cuțitul afară. Ca să centrăm alezajul o să folosim metoda de a centra în 3 puncte, adică o să centrăm pe partea aceea, centrăm pe partea aceasta, și cât ne indică ceasul o să punem și pe partea aceasta. În partea asta nu o să pun ceasul comparator, pentru că oricum nu am nicio suprafață de referință, adică cine a lucrat aici se vede că o fac cu prostie, adică nu mă iau eu după prostiile lor. Bun, deci aici avem cam plus 10, cam tot cam plus 10,
și tot cam plus 10. Deci suntem centrat, blocăm axele și o să încercăm să alezăm. Porțiunea aceea nu o taie deloc, taie doar pe cele trei porțiuni pe care le-am centrat. După cum am măsurat bucșa, s-a văzut că era ovalizată aproape 1 mm, deci nu este de mirare că e așa. Noi o să alezăm așa fel încât să atingă și acolo și atunci vedem mai departe diametrul și cum facem să presăm bucșa înăuntru. Adică ne trebuie o suprafață curată pentru a putea presa bucșa înăuntru și să aibă și contact în partea superioară. Bun, deci cam așa arată după alezare. Am contact oarecum peste tot, în afară de porțiunile acelea două și linia asta care e acolo, dar e ok. Ce e interesant însă că sunt două jumătăți de șurub, unul acolo și unul a fost aici sus. Și când am alezat aici sus, s-a rupt probabil sudura sau cum a fost acesta prins acolo și am spart o plăcuță. Cel de jos nu s-a desprins și o să lăsăm acolo, nu umblăm la el. Acum o să măsor la ce diametru a ajuns alezajul și facem o bucșă pentru acest alezaj. Și lucrarea asta teoretic e gata. Bun, deci lucrarea este gata, până la urmă a ieșit totul ok. Bolțul este uzat, este făcut dintr-o tijă de cilindru
de cilindru hidraulic și cromul s-a dus jos de pe el. Probabil o să facem alt bolt zilele următoare, o să urăsc proprietarul și o să zic că trebuie să facem alt bolt pentru că altfel o să stricăm și bucșa nouă, el fiind foarte denivelat. Alezajul este la plus o zecime și am făcut și un canal de ungere, o să vin să vă arăt cum am făcut canalul de ungere. Bun, am făcut două canale pe lateral și am făcut un canal cu biaxul care să unească practic cele două canale, dar tu când aplici aici merge pe exteriorul bucșei, exteriorul bucșei are un canal și vine în gaura aceasta și unge cilindrul, adică bolțul de la cilindru exact unde e sarcina. Sarcina tot timpul este în porțiunea superioară. Și de aceea am decis să fac în partea aceea canalul pentru ungere. Bun, cam atât cu această lucrare. Ne vedem la altele. Salut!